Salut, prieteni! Astăzi o să vin cu o nouă rețetă. După cum și că am intrat în post, o să facem o rețetă de post. Haideți să vedem despre ce e vorba. Primul lucru și primul lucru, ia uitați, cu asta începem. Ceapa. Am luat ceapa. Și haideți să vă arăt ce facem cu ea. Ia uitați. Deci am spălat, am curățat-o și acum o să îi facem o gaură. Da? N-aruncăm nimic pentru că totul se folosește. Deci, cât putem să facem gaura de mare. Așa, acum că nu putem să o facem numai cu cuțitul, ia uitați. Facem și cu lingura, ca să putem să o desfacem. Așa. Ia uitați cum a rămas, vedeți? Și așa le-am făcut pe toate. Am mai multe. Acum, haideți să vă arăt și o ceapă, în cazul că se rupe sub altă formă. Se rupe, nu? Sau găsim o ceapă stricată. Așa. Da? Haideți să vă arăt ce facem. Ia uitați. O tăiem pe așa, pe o parte și încercăm să scoatem mijlocul. Vedeți? Dar fără ca să o rupem. Deci să rămână cât de cât întreagă. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și scoatem partea asta care este afectată, stricată. Așa. O curățăm frumos. Și partea asta la altă încercăm să o folosim, pentru că nu e toată stricată, mijlocul merge folosit la umplutura. Așa. Am terminat cu ceapa. Haideți să vă arăt ce avem nevoie mai departe. Deci, eu am luat câțiva căței de usturoi și am tăiat morcov, ardei, ceapa care mi-a rămas de la mijlocul, așa, l-am mărunțit-o, și ciuperci. Da? Și acum eu am cratița pe foc și mergem să o înnăbușim. Deci am uleiul pe foc și acum vin cu usturoiul. Pentru eu folosesc ulei de măsline și atunci ca să ia din tăria aia, totdeauna pun un pic de usturoi. Așa. Și acum vin cu ceapa. Perfect. Toată, pentru că vă arată de ce. După ceapă pun morcovul. Nu știu să am întrebat el pun tot. Gata. Așa. Mai o parte. Ardeiul ăla pun tot. Și le pun un pic de sare și o să pun capacul peste ele să le înnăbușesc. Ne vedem după.
După cum se vede, este înăbușită cât de cât ceapa. Așa. Luăm și punem ciupercile. Ca să își lase și ele apa. Și le înăbușim în continuare și le lăsăm la foc mic. Acum am terminat asta, umplutura, și umplem ceapa cu ciupercă, cu tot. Uite așa. Și le punem frumos în gratiță. Ia uitați, asta care am tăiat-o, de-am zis că este așa, se poate umple și asta, da? Ia uitați voi. Și încă ce bine se umple. Ia uitați. N-am una cu miroase. Nu vă puteți imagina. Așa. Și așa procedăm cu toate. Ia uitați. Vedeți? Nu curge, nu nimic. Se vede. Am terminat, am umplut ceapa. Și acum trecem să facem un sos. Mi-a mai rămas un pic de a luat din ăsta. Și haideți să vă arăt ce fac cu el. Acum. Am mai pus un pic de ulei în cratiță. Și vin cu un pic de suc de roșii. Un pic de suc de roșii și adaug și un pic de ardei. Capia, care eu l-am făcut la porcan. Așa. Și peste compoziția asta pun și restul ce mi-a rămas. Ia uitați voi ce aici. Nu pun sare, nu pun pentru că bulionul, sosul are. Plus că am pus la vara după aceea. El, uitați, fierbe. Și acum îl luăm și îl punem peste ceapă. Haideți să vă arăt. Ia să vă arăt acum ce. Ia uitați, am venit cu gratița și punem peste tot, așa. Așa, și acum o punem la foc mic ca să fiarbă înăbușită la foc mic, da? Acum haideți să vă arăt final. Ia uitați-l. A? Ce ziceți? Mamă, mamă, este nemaipomenit. Nu vă pot reda cum miroase, ce gust are. Și asta așa că este o mâncare de post. Se poate face și cu carne, se poate face și cu orez, se poate face cu varză, cu orice, orice. Așa că eu vă spun, spor la treabă și să ne vedem la următorul video. Pe curând! La revedere! Pa!